Bună ziua tuturor! Ca orice început de sezon, primul meci e cel mai interesant, atât pentru public cât și pentru noi, ca să vedem dacă ce am făcut în perioada de pregătire se pune în practică cât mai mult la prima etapă, indiferent cu cine era primul meci, că e acum cu CSEA Steaua sau că era cu oricine altcineva, importanța jocului e aceeași. Mai ales că noi avem o echipă nouă, nu are nicio legătură cu echipa de anul trecut și o să fie primul meci oficial în această formulă. Și din punct de vedere al staff-ului și din punct de vedere al jucătorilor. Deci așteptăm cu nerăbdare și noi meciul, cum probabil toată lumea așteaptă. Am văzut că s-au vândut foarte multe bilete. Țin să mulțumesc pe această cale tuturor care o să vină să ne susțină și cred că împreună cu ei putem să fim mai puternici. Despre adversar, din ce am urmărit, și-au păstrat o mică parte din lotul de sezonul trecut. Au adus și ei destul de mulți jucători. Jucători importanți de sezonul trecut cumva au rămas: Chipiliu, Ciunciucov, chiar și Bărbulescu, Drăghici, Beța, Wallace, sunt jucători importanți ai lor de sezonul trecut, plus completările care au venit. La fel, sunt niște jucători buni pentru nivelul ligii a doua, dar important e ce o să facem noi. Nu ne interesează atât de mult adversarul, cât mai mult cum o să ne prezentăm noi. Cam asta. Sunt încrezător că putem să facem un joc foarte bun. Ne-am pregătit, eu zic, foarte bine, dar în același timp și eu sunt curios să văd cum o să răspundă echipa la un prim joc oficial în această formulă și cu un stadion plin. Eu cred că și băieții o să aibă foarte mare încredere în ei și cu ajutorul publicului o să treacă un pic peste emoțiile inevitabile de la acest început de sezon. Pentru moment sunt mulțumit. Mi-aș mai fi dorit și cred că o să mai vină până se termină perioada de transferuri 2 sau 3 jucători. După care o să vedem. Nu pot să știu că nu pot să garantez că toți care au venit o să se adapteze la ceea ce ne dorim noi ca și club, pentru că au venit 20 de jucători. Mi-aș dori ca cât mai mulți dintre ei să fie ceea ce ne dorim noi, dar numai timpul o să ne arate dacă am făcut alegerile cele mai bune sau eu sper cât mai multe dintre ele să fie foarte bune. Să nu fie nevoie să facem foarte multe schimbări în perioada următoare sau la prima pauză competițională. Mai avem nevoie de un mijlocaș, chiar și doi, și un atacant. Atacant. E o idee, am o idee, normal să am o idee, dar de obicei după ultimul antrenament din săptămâna premergătoare jocului o să decid primul 11, pentru că depinde de ultimul antrenament, toată lumea în primul rând să fie sănătoasă, să nu avem probleme, plus mă interesează să văd atitudinea tuturor chiar și la ultimul antrenament, pentru că toți s-au pregătit foarte bine și o să iau decizia după ultimul antrenament. Dar, bineînțeles, într-o proporție destul de mare, am anumite idei pentru prima etapă. Avem o singură mică problemă. Sper să vedem dacă o să-l avem pentru mâine, dacă nu, săptămâna viitoare, dar în rest toată lumea e în regulă. Adică o singură mică problemă avem. Romeo are o problemă. Roberto, dar sper să își revină, să fie 100% sau să ne ajute cât se poate de mult mâine. Dacă nu, de meciul următor nu e o problemă gravă, dar nici nu aș vrea să forțez dacă cumva o să necesite, nu știu, o zi de repaus, nu aș vrea să forțez, dar asta o să vedem după antrenamentul de astăzi. În primul rând, nu mi-aș fi dorit să plec de la Chindia Târgoviște, pentru că eu oarecum mă identific cu Chindia Târgoviște, adică aici mi-am petrecut toată viața, toată cariera.
și pe ăsta ar fi. Și un nou început, ca să zic așa, și cu același obiectiv de a promova. Ai mai avut oferte? Am mai avut variante, însă nu am dat curs la nimic până nu am rezolvat situația de aici. Și nu am mai fost nevoie să negociez cu cineva. Am mulțumit de reîntâlnirea asta la Chidia, cu nouă stat, Da, doar prin faptul că a fost un nou început, automat trebuie să schimbe foarte mult, indiferent și la staff, și la jucători, și la conducere. Încă ne cunoaștem, chiar dacă a trecut o perioadă, ne cunoaștem, dar încă mai e loc. Și mulțumit, da, pentru că o să aduc jucători cu calitate, cel puțin la nivel de echipă. Trebuie doar să omogenizăm echipa și atât. Asta e tot ce avem nevoie acum. De ce ar trebui să ne fie mâine seara? Pentru mine? De noi. Principalul adversar consider că suntem noi. Pentru că în rest cunosc Liga a doua, nu cred că există două, trei echipe favorite sau atât de departe de celelalte. Am văzut și cum s-a desfășurat până acum etapa și cred că noi o să fim principalul adversar și nu numai mâine, cât în tot sezonul, pentru că trebuie cumva să ne cunoaștem cât mai repede și numai meciurile acestea oficiale ne pot da anumite răspunsuri, pentru că jocurile amicale îți dau niște răspunsuri, dar nu în totalitate, pentru că e alt ritm, alt psihic, e altfel. Sunt jucători care joacă foarte bine în jocurile amicale, dar la meciurile oficiale nu o fac la fel de bine și răspunsurile o să le avem odată cu meciurile oficiale. Mi-aș dori ca toată lumea să fie foarte bine, dar asta o să vedem mâine. De mâine încolo. Da, teoretic da, dar să știți că și celelalte meciuri sunt la fel de complicate, pentru că sunt echipe imprevizibile, nu numai acestea, adică eu le-aș cataloga și pe altele, poate și Corvinul, poate chiar și Ceahlău, sunt echipe, cum am văzut ieri meciul, și nu numai, sunt echipe unde toată lumea crede că poți câștiga lejer, dar de fapt nu o să fie așa și o să vadă toată lumea, probabil, în acest sezon. Nu ne sperie, pentru că dacă ne-ar fi speriat, numai după ce vedeam tragerea la sorți, ne luam gențile și mergeam că ne e teamă. Nu există teamă de niciun adversar. Până la urmă, suntem la fotbal și celelalte echipe au făcut multe schimbări, la fel ca și noi. Poate noi suntem în topul schimbărilor cu cele mai multe, dar nu ne este teamă de nimeni, nu are de ce. Nici de program. Asta este. Până la urmă jucăm. Cum am văzut eu programul, e posibil ca până la prima pauză competițională să jucăm din 3 în 3 zile, ținând cont că o să vină și meciurile de cupă. Deci sunt meciuri care probabil pe noi o să ne ajute ca după primele 5 etape și cu una sau două meciuri de cupă, unul sau două meciuri de cupă, să vedem cam pe unde suntem și ce mai avem de îmbunătățit. Pentru că dar trebuie să facem în așa fel încât să facem cât mai multe puncte. Și sincer, pentru primele meciuri mă interesează un pic mai mult punctele, pentru că e clar și toată lumea, cred, care cunoaște fenomenul fotbal, își dă seama că având 20 de jucători noi, sau poate o să mai vină 1, 2, deci chiar mai mult de 20, nu poate să existe o anumită omogenitate și jocul să fie atât de spectaculos din prima. E aproape imposibil. Numai cine nu vrea să înțeleagă asta, nu o să înțeleagă. Dar mi-aș dori mai mult punctele în primele etape decât jocul foarte spectaculos. Dacă ar fi o combinație între ele, ar fi ideal, din punctul meu de vedere, pentru că aș vrea să jucăm și pentru spectatorii din tribună, pentru că am văzut, cum și repet, o să fie un număr foarte mare și mi-aș dori ca ei să plece mulțumiți de la stadion. Da, pentru că probabil lumea ar aprecia dacă ar fi un meci foarte frumos și un joc foarte bun din partea noastră, dar n-ar aprecia sau ar pleca dezamăgiți dacă am pierde.
pe partea cealaltă, cred că toată lumea și-ar dori mâine să câștigă meciul, cred că indiferent cum. Cred că toată lumea asta ar vrea mâine, cei 7.000-8.000 de oameni care o să vină la stadion, o să-și dorească ca echipa să câștige și o să înțeleagă că suntem o echipă nouă și indiferent cum, doar să câștigăm meciul. Nu pot să zic că nu sunt satisfăcut. Noi oricum trebuia să aducem jucători repede să ne mișcăm, pentru că nu mai aveam decât 2-3 jucători la reunire. Puteam să mai aducem 1-2 jucători, dar nu a depins numai de noi, pentru că nu am putut oferi poate salariile care au fost cerute. Dar cred că am făcut un lot destul de bun, echilibrat, și dacă ar mai veni cei 2-3 jucători pe care îi dorim, cred că o să fim bine pentru nivelul la care, de la care am plecat și unde suntem și ce ne dorim. Până la urmă, nici celelalte echipe nu cred că au adus jucători numai de la Liga 1 sau din străinătate. Suntem toți cam la fel, pentru că sunt 5-6 echipe care pot oferi cam același nivel salarial, doar jucătorii se au mutat de la o echipă la alta în funcție de viziunea antrenorilor. Bună, ce părere ai cu tâncării la Slovacchii? Adică, oștii tăi colegi, unii chiar trăcoviștieni, au ales să plece în altă parte, tu ai ales să rămâi la Chitia, chiar dacă ești un ambetorat, așa că așa am însecut. Unii și-au depus și memorie. Și... Probabil partea financiară superioară de la celelalte echipe au făcut ca ei să plece. Eu știu că și ei erau cu inima aici la Chindia, doar că până la urmă pentru asta plecăm de acasă noi ca jucători, pentru partea financiară. Eu am ales pentru că eu am fost aici și în Liga 3, și în Liga 2, și în Liga 1, adică am fost în toate etapele acestei echipe și, cum am zis, aici e casa mea și oarecum aici îmi doresc să-mi închei cariera. Da, dar și tu, eu știu inima. Da, și la mine contează, doar că na, ei au mai plecat de acasă, ca să zic așa. Eu nu am plecat, eu am rămas aici și mi-era mult mai greu mie să plec și să mă mut și cu familia de aici. Dar tu dacă erai capitan la Chindia și retrogradai, ce ai fi făcut? Da, nu vreau să zic ce aș fi făcut eu, că deci eu nu pot să mă pun în... Erai primul care trebuie să-i curat. Nu, dar nu pot să mă pun eu în locul lor să zic eu ce au simțit ei. E o decizie care le aparțin tuturor, celor care au plecat și atât. Eu mi-aș dori să, sincer, să parcurgem cât mai multe etape din cupă, adică începând cu turul 3, din câte știu eu, că acolo să intrăm. Nu știu dacă s-a schimbat ceva, eu așa știu că se intră în turul 3. Da. Mi-aș dori, pentru că o să mai vină probabil jucătorii care o să mai vină sau care au venit acum un pic mai târziu, o să aibă și ei nevoie de meciuri. Și mi-aș dori să le pot da meciuri tuturor cât mai multe, pentru că o să se joace turul 3, play-off-ul, cum ar veni turul 4, plus cele 3 meciuri din grupe s-ar juca până la finalul anului 2023. Și atunci mi-aș dori să parcurgem aceste meciuri, să le pot da minute tuturor. Apoi, dacă o să reușim să fim bine și acolo să trecem mai departe, ar fi foarte bine, pentru că la fel în meciurile, dacă am ajunge în grupe, meciurile de acolo știu că se joacă pe terenul echipei mai slab cotate. Deci dacă ai jucat cu echipe de Liga 1, ai putea să joci aici la Târgoviște, iar ar fi un avantaj pentru noi. Asta mi-aș dori. Dar o să vedem la momentul meciurilor, pentru că trebuie să ne calculăm cumva și meciurile de campionat, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să fac o balanță, sunt mult mai importante la acest moment pentru noi meciurile de campionat. Trebuie să ne sudăm cât mai repede să facem puncte în campionat. Așa văd lucrurile. Dar nu vreau să neglijăm nici partea de cupă. O să vedem cum o să împărțim jucătorii pe care avem să joace și în campionat și meciurile de cupă. Nu suntem foarte mulți, dar dacă mai vin 2-3, o să putem împărți lotul cumva să joace și jucători parte din
de la centru de copii, jucătorii care au jucat mai puțin să joace acolo, sau în funcție de programarea meciurilor din campionat, poate o să jucăm cu echipa pe care vrem să o folosim și în campionat, să aibă un pic mai multe minute împreună cei, nu știu, un nucleu de 7-8 jucători care, pe care credem noi că ne bazăm la meciul următor de campionat. Așa știam și eu că trebuie să vină de primul, cum a zis și dumneavoastră, un internațional moldovean. Nu eu mă ocup de chestia asta cu venirea lor, eu mi-am dat doar acordul ca el să vină. Mai sunt discuții pentru 1-2 jucători, dar nu pot să dau acum nici nume, nici numele lor, nici numele echipelor de unde ar trebui să vină. Doar că eu mi-aș dori cât mai repede cu noi. Câți? Acum, normal e un turneu amical, din câte știu, acum în 20-24 august, la Under 19, adică născuți, băieți născuți 2005, cum avem noi 3 jucători în lot. Normal, eu mi-aș fi dorit să nu, sau să mă exprim în așa fel, eu n-aș vrea să meargă niciunul la această acțiune în momentul ăsta, pentru că e o acțiune amicală și noi avem meciurile de campionat. Dar în funcție de ei, toți trei puteau fi selecționați, convocați pentru această acțiune, dar o să vedem și în funcție de programarea meciurilor, pentru că și cei de la lot înțeleg faptul că, de exemplu, e 20-24 august și dacă pe noi o să ne programeze în, nu știu, 21 sau 22 august, e clar că noi nu putem să îi trimitem. E doar o acțiune amicală, cea oficială este în pauza competițională între... după etapa a 5-a, din câte știu eu, după aia încă o pauză acolo, e normal, mi-aș dori să meargă cât mai mult și nu numai să meargă și la Under 20, pentru că avem jucători născuți 2003 sau 2004 care poate să meargă și acolo. Eu aș vrea cât mai mult să meargă. Da, sincer, eu nu sunt așa obișnuit cu ce, cu marile schimbări, ca să zic așa, însă toți băieții care au venit sunt băieți buni și chiar surprinzător pentru mine, cel puțin, pentru că nu am fost plecat, să zic. Chiar s-a format o legătură așa între noi și eu zic că chiar vom fi un grup unit și bun. Aici, ca și completare, eu aș adăuga că cumva ei își doresc și noi ne dorim să fim acest grup frumos și unit, dar toate chestiile astea necesită timp. Indiferent cum ai spune-o, necesită timp. Nu poți să forțezi niște pași, nu poți să treci peste niște etape, e imposibil. Am avut o etapă după ce ne-am reunit, am avut încă un nou cantonamentul, jocurile amicale și acum îi urmează următoarea etapă când o să vină jocurile oficiale și acolo o să se lege probabil și mai mult legăturile între ei, pentru că o să fie și momente bune și mai puțin bune, jucători care poate o să fie la un moment dat dezamăgiți că joacă mai puțin sau mai puțin decât și-ar dori ei, sau unul, doi o să fie în tribună și atunci o să se vadă de fapt, zic eu, caracterul fiecăruia și caracterul nostru ca și echipă. E din nou un pas în procesul ăsta de formare. Deci în 4-5 săptămâni e, poate spui doar la nivel de vorbe, că da, suntem ok, e normal, băieții se înțeleg, dar trebuie să mai fie parcurs niște pași pe care toată lumea ar trebui să înțeleagă. Eu unul înțeleg, conducerea înțelege, cei care au jucat fotbal sau vin din fenomen înțeleg că sunt niște pași normali și pe care nu-i poți să-i sari. Sincer, pentru mine nu vreau să iau un calcul asta, nici nu mă gândesc. Tot timpul am zis că dacă o să fie o greșeală, o să fie o greșeală omenească și noi nu trebuie să stăm să batem moneda în timpul jocului, cel puțin să ne gândim la o greșeală care o să fie sau mai știu eu ce. Noi trebuie să ne vedem doar de joc, după aia sunt oameni care pot analiza evoluția și a arbitrilor. Dar noi trebuie să ne gândim la jocul nostru, să trecem peste orice moment, indiferent cum ar fi el din timpul jocului, să nu ne deconectăm.
Știu din ce am vorbit cu el. El s-a operat undeva la mijlocul lunii martie. Teoretic, după o accidentare de genul pe care a avut-o el, mai puțin de 7 luni nu poți să revii. Deci e imposibil, nu o să-ți dea nimeni voie să revii. Asta înseamnă că undeva mijlocul lunii, octombrie, ar fi un moment în care el ar putea intra, să zicem, cu echipa. Și de acolo o să depindă de medici, dacă o să-i dea acordul să intre și la jocurile oficiale. Dar cu el e o chestiune mai complexă. Eu mi-aș dori să fie up cât mai repede, dar în același timp nici nu poate forța, pentru că riscă o recidivă și nu cred că e cazul, mai ales la vârsta lui. Cu armatul v-ați încercat, ați mai vorbit? Nu, n-am mai vorbit în ultima perioadă. El și-a spus punctul de vedere că nu vrea să joace în Liga a doua. S-a insistat, s-a discutat, dar nu. Nu am mai discutat, pentru că a zis de mai multe ori că nu își dorește să vină la Liga a doua. Nu știu, poate lucrurile se pot schimba în viitor apropiat. Dacă nu o să aducem un jucător pe poziția aceea, o să fie un jucător care probabil o să ne ajute oricând ar veni, dar nimeni nu poate aștepta la infinit după un jucător care spune o lună de zile că nu își dorește să vină. E opțiunea lui și atât. Dacă ei nu-și doresc, au fost contactați mai mulți care și-au terminat contractele, dar niciunul nu și-a mai dorit să continue. Până la urmă, asta este. Nu poți forța un jucător să rămână într-un loc care el nu mai vrea. Păi, în primul rând, cele care au drept, pentru că sunt și echipe pe care eu le văd că pot intra în play-off și pot ajunge acolo în față, dar n-au drept de promovare, cum ar fi Slatina sau Corvinu. Sunt două echipe pe care eu le văd că pot să fie acolo. Dar, bineînțeles, Chiajna a început foarte bine, FC Argeș cred că o să își revină la un moment dat, pentru că are un lot bun pentru Liga a doua, dacă ieși acolo răbdare, cum trebuie să fie și la noi. Probabil și îmi doresc să fim și noi una dintre echipele care o să ne batem acolo în față. O să facem tot posibilul ca să fim cea mai bună dintre toate care o să aspire la un loc de promovare. Steaua, bineînțeles, este o echipă din nou ca și Corvinu, CSA Steaua ca și Corvinu, ca și Slatina, care n-are drept, dar anul trecut pe loc de clasament, conform locului de clasament, au promovat. Deci o să fie din nou, cred, cu o echipă bună. Cam acestea sunt, dar cred că mai pot apărea surprize. Bineînțeles, și Slobozia și Buzău nu pot fi scoase din calcul, dar nu am văzut încă Buzău etapa asta, dar cred că e, cam aceste echipe o să fie în primă fază, dar cred că o să apară și surprize multe. Da, chiar voiam să spun lucrul ăsta. Am văzut și e a treia oară când repet și sunt foarte fericit că s-au vândut aproape toate biletele. E un lucru foarte important pentru club, în primul rând, pentru că lumea e aproape de echipă. Apoi, bineînțeles, și noi simțim lucrul ăsta, că vedem că s-au vândut, știm că o să fie stadionul plin. E o motivație în plus, dar eu insist pe chestia că noi suntem o echipă total nouă față de anul trecut. Deci lumea care o să vină la stadion trebuie să fie conștientă că nu o să vadă nici măcar, nu o să vadă ritmul pe care l-au văzut anul trecut la Liga 1, pentru că era un ritm dat de ambele echipe cu jucători de nivelul Ligii 1. Probabil o să fie un ritm mai scăzut. Eu mi-aș dori ca din partea noastră să se apropie de un ritm de Liga 1, chiar dacă este prima etapă. Apoi să fie conștienți că suntem 20 de jucători noi care am venit din toate colțurile țării și încercăm să formăm o echipă foarte bună care să ia fiecare meci în parte, să adune puncte și să fie acolo sus ca să-și îndeplinească primul obiectiv intermediar, adică intrarea în play-off. Pentru că ăsta ar trebui să fie primul pentru noi. Intrarea în play-off cu cât mai multe puncte și de acolo să te bați mai departe pentru promovare.
Deci mi-aș ruga să fie cumva aproape de băieți, să înțeleagă lucrul ăsta, cum îl înțelegem și noi, pentru că o să necesite un pic de timp. Așa a fost situația, dar încercăm să comprimăm acest timp, să cât mai repede să ne exprimăm la un nivel satisfăcător și pentru oamenii din tribună. Eu oricum i-am simțit atât la reunire, cât și mergând prin oraș acum, doar până la un simplu magazin, lumea deja pe stradă te oprește și te întreabă, dar îi văd foarte receptiv. Adică nu am primit până acum niciun semnal la modul cu o anumită presiune sau ceva negativ. Am simțit că toată lumea vrea să fie aproape. Mulți cu care am discutat înțeleg situația și mă bucură că o înțeleg. Până la urmă toată lumea a venit aici să muncească și să facă un lucru foarte bun pentru oraș, pentru că echipa aceasta să fie din nou o echipă bună și după momentul cel mai greu din ultimii 4-5 ani, adică retrogradarea și plecarea tuturor jucătorilor aproape din echipă, să reconstruim împreună cu ei. Nu putem singuri, nu o să putem, doar noi singuri. Ei o să fie cumva tot timpul un suport pentru noi și noi trebuie să le dăm motive ca ei să ne susțină la fiecare meci. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care și-au luat bilet pentru mâine. Sper să fie până la ultima fază alături de noi, pentru că e fost foarte importante punctele mâine. Foarte importante, mai, cred că un pic mai important decât felul de cum care o să le obținem. Dar vreau doar să le obținem alături de ei și sunt sigur că o să fac o atmosferă foarte frumoasă, ținând cont că la reunire cu 4-500 de oameni i-am simțit foarte aproape, dar păi cu 7.000-8.000 care o să fie, cred că asta trebuie să ne dea un elan și mai mare pentru a face tot ce ține de noi să câștigăm meciul de mâine. Și fiecare punct, trebuie să înțeleagă că fiecare punct o să conteze. Sunt doar 19 meciuri, fiecare punct adunat pentru noi o să conteze ca echipă. Nu se știe niciodată unde te poate duce un punct. Dar noi nu o să jucăm la un punct. O să jucăm toate meciurile să le câștigăm. Indiferent unde, acasă, în deplasare, mai ales acasă cu suportul lor, o să avem șanse mult mai mari. Mulțumim și Mulțumim.